Am revenit și în această seară o avem alături de noi pe doamna Ioana Dumitrașcu, coordonator al proiectului Luna pentru Viață. Bună seara și bine ați venit în platoul TLE. Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Iată așadar, suntem luna martie, o lună care este dedicată vieții, bine, și celelalte luni. Dar avem câteva evenimente de o anvergură destul de importantă în ceea ce privește această conștientizare, probabil a prețuirii, din ce îmi dau seama din titlu, dar o să vă rog să ne povestiți mai multe dumneavoastră. De ce Luna pentru Viață? Luna pentru Viață, într-adevăr, se duce către ideea de a prețui viața, de a ocroti încă din primele momente ale existenței umane. Ideea în sine, proiectul s-a pus pe luna martie. Și aceasta doream să vă întreb, de ce luna martie? Pentru că este primăvară, pentru că în luna martie vine primăvara și atunci totul renaște, totul vine la viață, ca și copilul în purtica mamei, prinde viață. Inițial am pornit de la 2-3 activități în luna martie, ne-am dat seama cât de important este ca societatea să conștientizeze umanitatea de plină a copiilor nenăscuți, să conștientizeze de asemenea că femeile în criză de sarcină au nevoie de sprijin și atunci am spus că de la o săptămână de activitate să mergem la două, la trei și iată ne-a ajuns la o lună pentru viață, o lună care ne bucurăm că este o mișcare cumva, este un proiect la nivel național. El a plecat în parteneriat cu Asociația Studenți pentru Viață de la București și ușor prin colaborare s-a întins către toată țara. Deci să înțelegem că în luna martie, nu doar în Iași, ci concomitent în mai multe orașe din România se desfășoară aceste evenimente care sunt sub egida Luna pentru Viață? Într-adevăr, este un proiect național. La nivel național, am înțeles. Și toate acestea sunt puse sub o strategie coordonată de dumneavoastră? Sau, adică fiecare oraș respectă un anumit desfășurător în ceea ce privește evenimentele de la o săptămână la cealaltă? Asociația Studenți pentru Viață București dă startul și cumva fiecare se duce către activitățile care simte că le poate implementa în localitatea sau în instituția. Sau... Am înțeles. Care sunt principalele activități pe care le putem observa de la o săptămână la cealaltă? Sunt activități dedicate copiilor, precum ateliere de lectură, ateliere de creație pe teme pro-viață, filme. De asemenea, la fel, pentru tineri, filme și diverse ateliere și discuții pe astfel de teme. Să înțelegem că aceste lucruri sunt îndeosebi canalizate către tineri până la o anumită vârstă sau cine sunt beneficiarii acestor activități? Vă pot spune despre Luna pentru Viață din Arhiepiscopia Iașilor, mai exact de la Iași. Noi anul acesta ne-am gândit ca în fiecare săptămână să avem o activitate dedicată copiilor, o activitate dedicată tinerilor, în special voluntarilor noștri, o activitate dedicată mămicilor, și totul să fie înfrumusețat de monologul unui tată, adică o serie de interviuri video prin care diversi tătici ne povestesc cu ce înseamnă pentru ei familia și care este rolul lor în familie și în viața copiilor. Pot spune că acesta reprezintă o noutate în materie de un eveniment dedicat, să spunem așa, vieții, pentru că de obicei tăticii, bărbații, nu prea sunt, nu neapărat că nu ar dori ei, dar nu prea sunt scoși, să zicem așa, în prim plan în ceea ce privește un nou născut, o femeie însărcinată, cumva ei sunt undeva în spate. Dar iată că le dați voce, să spunem așa. Da, și cred că este necesar să le dăm și lor voce, pentru că și ei sunt un stâlp pentru mama aflată în criză de sarcină. Uneori aceasta, fiind în situații dificile atunci când este însărcinată, tocmai datorită partenerului. Și atunci este important inclusiv ei să conștientizeze că acolo, în purtica mamei, se află copilul lor și că este nevoie ca cei doi, mama și tată, să-l prețuiască mai întâi ei și apoi societatea. Într-adevăr, acestea sunt niște lucruri care ar trebui luate nu doar în seamă, ci și înțelese, pentru că este mai important să și înțelegem acest lucru. Suntem iată așadar în această săptămână care sunt activitățile pe care le regăsim în calendarul Lunii pentru Viață. Chiar de astăzi, de luni, am început cu un atelier de lectură și creație pentru elevii de la Școala Specială Constantin Păunescu din Iași. Aceștia au ascultat o povestioară pro-viață și apoi împreună am realizat un colaj cu mesajul pe care l-au înțeles ei. Legate de aceste colaborări, presupun, pe care le aveți cu instituțiile în care se află beneficiarii,
Care a fost, să spunem, plaja lor de deschidere? Cum au privit sau sunt instituții cu care colaborați de mai de mult timp? Ați introdus poate un colaborator nou în școli sau aveți poate directori care au dorit ei să se implice, să facă și parte din acest proiect? La ce nivel ne focalizăm când vorbim despre colaborarea cu instituțiile de învățământ, înțelegem, din Iași? Da, nu colaborăm în luna aceasta doar cu instituțiile de învățământ, sunt colaborări și cu alte instituții, dar mergând spre partea școlară, vin către noi directorii și profesorii cu care am mai colaborat în trecut și vor în continuare să facem împreună proiecte, iar anul acesta ne-am dus noi către noi instituții și am fost încântați să vedem câtă deschidere au pentru aceste subiecte și faptul că ei conștientizează că este nevoie ca în rândul tinerilor să apară și mesaje pro-viață. Care sunt acești noi colaboratori de anul acesta? Iată, unul deja l-am numit, este școala specială Constantin Păunescu din Iași. De asemenea, la Marșul pentru Viață vom avea un grup de elevi de la școala, de la liceul Vasile Pavelcu din Iași, un liceu pentru copii cu deficiențe de auz și de vorbire. Vom avea o activitate, dacă este să mergem spre instituțiile mai larg, așa, vom avea o activitate chiar mâine, pe 7 martie, la Centrul pentru Mame, Centrul Maternus din Iași. Și de asemenea, suntem deschiși către colaborări de orice natură, atâta timp cât respectăm tema Lunii pentru Viață. Am înțeles. Ați menționat despre Marșul pentru Viață. Este un amplu eveniment, foarte cunoscut în Iași, aflat la câta ediție? A 13, dacă nu greșesc? Sau Marșul pentru Viață se află la 13 ediție națională, dar la Iași la cea de-a 11. La cea de-a 11. Era un pic mai târziu am venit noi din Iași, dar știți cum, prindem din urmă, să corect, spunem așa, corect, ceea ce s-a întâmplat până acum. Este, să înțeleg, punctul culminant din această lună, Marșul pentru Viață. Cum au fost cele 13-11 ediții până acum în Iași? Cum s-au desfășurat? Ce ați observat din punct de vedere organizatoric? Într-adevăr, este punctul culminant ca în fiecare an, pentru că Marșul pentru Viață invită toată comunitatea la o activitate comună, ca să zic așa. De-a lungul timpului am observat că, vorbind despre ieșeni, despre comunitatea ieșeană, că numărul participanților a crescut. A fost în perioada pandemiei, când am fost cumva puși la adăpost. Bine, atunci probabil ne-am, să spunem așa, cam toată lumea s-a reorganizat, da? Foarte multă lume a fost un pic reticentă în diverse activități, nu doar de acest gen. Într-adevăr, noi am păstrat ideea Marșul pentru Viață, dar l-am realizat cumva online, tocmai pentru că, inclusiv în astfel de momente, viața trebuie prețuită și are nevoie de susținere din partea noastră. Unde va avea loc Marșul pentru Viață? Sau care este traseul? Cum se va desfășura? Când va începe și când se va încheia? Cum se va încheia? Marșul pentru Viață de la Iași va avea loc pe 25 martie, începând cu ora 14, cu plecare din Piața Unirii. Vom merge pe traseul care deja este o tradiție la noi, Piața Unirii, Colegiul Național, Bulevardul Independenței, Teatrul Național, Bulevardul Ștefan cel Mare și înapoi în Piața Unirii. Acest lucru va reorganiza traficul rutier din Iași sau va fi aparte? Adică nu va încurca, să spunem așa? Pentru că este un eveniment la care așteptăm câteva mii de ieșeni, îl vom desfășura cu sprijinul instituțiilor locale și da, prima bandă va fi dedicată Marșului pentru Viață. Deci oarecum să ne așteptăm la o reorganizare a traficului în data de 31? De 25 martie. 25 martie începând cu ora 14. Da. Probabil pică într-o vineri sau într-un weekend? Pică sâmbătă, am înțeles. Oarecum și traficul e un pic mai relaxat, să nu fie chiar în timpul săptămânii, ați luat probabil în vedere și acest aspect. Și în manieră de manifestare va fi efectiv un Marș pentru Viață, probabil cu diferite mesaje care vor susține această, să spunem, reveria vieții. Da, Marșul pentru Viață este non-confesional, este apolitic și nu este o mișcare de protest. Este o mișcare prin care ne dorim ca împreună să dăm glas vieții, ca să zic, adică să spunem da copiilor nenăscuți, da umanității deprine care o au în ei, da demnității lor și mai ales da mamelor care sunt în criză de sarcină, adică care sunt însăcinate și au în calcul
și posibilitatea avortului, să le transmitem că nu sunt singure, că suntem alături de ele și împreună reușim să avem un viitor pro-viață, printr-un prezent pro-viață. Trebuie să recunosc că am înțeles faptul că milităm pentru o pro-viață, milităm pentru a adăposti în inimile noastre și nu numai această calitate a vieții umane, încă de la un nou născut până, iată așadar, la un adult care poate, să spun eu, săvârșească astfel de manifestări, poate, sau activități în viața sa. Dar în ceea ce privește, nu știu, să spunem, nu neapărat coordonarea sau, mai degrabă zis, care sunt obiectivele majore pe care le vizați în momentul în care vă gândiți la luna pentru viață. Avem, iată așadar, am văzut activități de la săptămână la alta, avem beneficiari, avem locații în care ne desfășurăm aceste activități, dar per ansamblu, dacă este să tragem o linie, care sunt obiectivele majore? Ce ne dorim în afară de această pro-viață pe care să o implementăm, să o dăm mai departe, sau această idee de nou născut, această idee de a sprijini mamele aflate în criză de sarcină? Anul acesta, și voi reveni la întrebarea dumneavoastră, anul acesta, mai ales primașul pentru viață, ne dorim să transmitem comunității ieșene că începem lucrările centrului maternal Sfânta Emilia. Suntem la faza în care demolăm clădirile care nu servesc în acest scop și strângem fonduri pentru a reuși să finalizăm lucrările de construcție. Este un punct concret de a sprijini femeile în criză de sarcină. Dar, per ansamblu, ne dorim să creștem conștientizarea, nivelul de conștientizare a societății, că dacă noi nu ne îngrijim de copiii noștri, de viitorul nostru, nu vom avea un viitor. Pentru că privind datele datele demografice ale României sau ale Iașului, dacă este să ne ducem către locul nostru, nu este un bucurător. Și marea majoritate, din păcate, a copiilor se duc prin avort. De aceea ne dorim ca să conștientizăm împreună că fiecare viață este unică, fiecare viață este irepetabilă și atunci este nevoie ca să dăm curs firesc fiecarei vieți. Dar să pentru asta, practic, să acceptăm în viața noastră faptul că, iată așadar, o nouă inimă poate bătea alături de noi și în jurul nostru, în societate. Da. Ați menționat de acea nouă unitate maternală, da. Emilia, am înțeles. Da. Îmi spuneați de asemenea despre clădiri pe care doriți să le demolați pentru a începe reconstrucția. În ce zonă se află? Pe strada Brândușa din Iași, este aproximativ pe lângă podul de fier. Este o locație și un teren primit în donație care are în acest moment câteva clădiri vechi și pentru a putea merge mai departe cu proiectul nostru, acestea trebuiesc demolate mai întâi și apoi început. Putem vorbi și despre o sumă a proiectului per total? Avem astfel de statistici? Ați vorbit poate probabil cu arhitecți sau știu eu, cei care firmă de construcție care ar necesita să-și pună, să zic așa, atribuțiile la un comun pentru săvârșirea acestui proiect? Da, vorbim de câteva sute de mii de euro, dar o parte deja au fost primite ca donații, pentru că acest proiect noi l-am lansat de 2 ani și cine a aflat din timp, ca să zic, s-a alăturat nouă ca să ne ajute, pentru că inclusiv aceste lucrări de demolare necesită partea financiară. Da. De asemenea, Mitropolia Moldovei și Bucovinei este alături cu o parte de sumă, mai ales acum la început, ca să putem da drumul lucrărilor. Și la Marșul pentru Viață, ca să înțeleagă fiecare participant despre ce este vorba, va fi o machetă a centrului, ca să se înțeleagă ce se va întâmpla de fapt acolo. Dacă este ca să ne raportăm la numărul de cazuri, de beneficiari care pot fi primiți în același timp, vorbim de un număr de 8 cupluri, mamă-copil, care pot fi cazate. De asemenea, va fi și centru de zi pentru aceste mame, unde pot solicita sprijin de urgență ca să depășească măcar un momentul acela măcar în care este... o etapă din întreg procesul greu pe care l-au dedus până să
se poată stabili împreună cu cel mic, probabil până când acesta va avea o vârstă un pic mai mare, o idee mai mare. Într-adevăr, este o criză, așa cum bine ați denumit-o, de sarcină. Încă din momentul în care înțeleg mamele că sunt însărcinate, că urmează să aibă un copil, până la nașterea acestuia, după, știm foarte bine psihologic vorbind, că apare și acea criză a postpartum, într-adevăr, și sunt foarte multe lucruri psihologice de care trebuie avute grijă în momentul în care o femeie urmează să dă naștere, dar mai mult decât atât, cum ați spus și dumneavoastră, cel mai important este să își dorească să-l aducă pe lume, pe acel nou născut sau ce urmează a se naște. Într-adevăr, îmi spuneați de 8 cupluri, respectiv mamă și copil, care pot fi primiți, găzduiți în noul centru. Da. Când să ne așteptăm? Bine, e un pic pueril să spunem când să ne așteptăm să fie finalizat, pentru că am înțeles acum stadiul lucrărilor. Da. Dar mă gândesc că fiind un proiect destul de larg, aveți și câteva date în ceea ce privește perioada de construcție, perioada de demolare, perioada de achiziții pentru anumite dotări, ce are nevoie și așa mai departe. Cam câți ani de acum înainte, pentru că vorbim totuși de un centru destul de important, avem nevoie pentru a-l vedea finalizat? Noi ne nădăjduim că în următorii 3 ani deja lucrurile vor fi finalizate acolo, dar, ca la orice proiect, când e pusă mână de la mână, deja lucrurile încep să meargă mult mai repede decât așteptările și sperăm ca ieșenie să înțeleagă importanța acestui centru și să se alăture ca împreună, iată, un mod concret de a fi alături de mamele în criză de sarcină. Împreună să construim acest centru. Beneficiarii îi veți alege voi, echipa care, știu eu, vrea să construiască acest centru sau pur și simplu, de exemplu, o mămică care aude, află și ar avea nevoie, poate apela la voi. Cum procedați? Pentru că vă dați seama, ne dăm seama, de fapt, sunt foarte multe femei la nivelul Iașiului care au astfel de nevoie și având în vedere capacitatea este de doar 8 cupluri, să spunem așa, cum va fi făcută această selecție? Din experiența de până acum a departamentului Provita, de obicei mamele care se află în criză de sarcină nu au nevoie și de cazare. Mai degrabă au nevoie să fie ascultate și să le se spună, nu e singură, sunt aici și uite, te ajut cu asta, 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 exact ce ai tu nevoie ca să depășești perioada aceasta. Dar da, sunt și mame care fie sunt izgonite de familie și nu au unde să doarmă, unde să stea, fie provin din centre și atunci la fel nu au unde să locuiască și cumva eu cred că lucrurile vor veni de la sine, vor fi alese în funcție de gravitatea cazului, în funcție de urgența cazului. Se va analiza probabil situația. Sigur că da, fiecare beneficiar vine cu o poveste și cu un context și în funcție de context atunci stabilim împreună ce este de făcut. Foarte important de știut și pentru telespectatori, care sunt serviciile de care pot beneficia în cadrul centrului. Am înțeles din discuția de până acum, vorbim poate de o cazare, vorbim poate de un suport psihologic, dar mai mult decât atât? Vorbim de tot ce ține parte materială, atât timp cât vor fi cazate la centru maternal, pe o perioadă de maxim 2 ani. După această perioadă avem un apartament de tranziție, astfel încât mamele să ușor să se reintegreze în mediul lor. După perioade de 2 ani care stau în centru maternal, stau jumătate de an în acel apartament unde să vină totul firesc, să reușească să dobândească independența de care au nevoie ca să meargă mai departe cu creșterea copilului. Deci, iată, vorbim despre tot ce înseamnă parte materială, de hrană, de îmbrăcăminte, de încălțăminte, de analize și așa mai departe. Ce este important este că noi oferim sprijin femeilor în criză de sarcină și acum. Mamele care nu știu încotro să o apuce și care apelează la noi beneficiază de analize gratuite, analize cumva susținute din partea noastră pe toată perioada sarcinii și mai departe acolo unde este nevoie. De monitorizarea practic sănătății, atât a fetului cât și a mamelor. Pe o perioadă de 2 ani primesc o bursă lunară de 200 de lei pentru cele necesare pruncului. Acolo unde este nevoie și este urgență punctual,
intervenim și cu și mai mult financiar, dar depinde de context. De asemenea, iată că sâmbătă am avut o întâlnire cu mamele care au trecut peste criza de sarcină pentru a crea o comunitate a lor, pentru a simți că nu sunt singure și cum altfel... dacă nu din împărtășire experiențe, exact, aceeași experiență le-a unit. Doamna Dumitreașcu, o ultimă întrebare pentru dumneavoastră. Ce putem vedea în Luna pentru Viață săptămâna ce urmează? Care sunt activitățile principale, pe scurt? Atelierul de creație pentru elevi, monologul unui tată care este postat pe pagina de Facebook Provita Iași, întâlnirea mamelor care au cel puțin 7 copii, mamele care sunt înscrise în programul de solidaritate pentru familia cu mulți copii Sfântul Stelian al departamentului Provita, și vom continua cu câteva serii dedicate voluntarilor, filme, ateliere de formare, ateliere de tot felul, astfel încât să fie echipa închegată. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Iată așadar, Luna Martie, Luna pentru Viață, un proiect care ar putea să ne punem oarecum pe gânduri, dar mai mult decât atât să și acționăm. Cred că asta este cel mai important. Să ne gândim, dar să și acționăm. Poate putem să sprijinim sau să, măcar dacă nu putem sprijini, să apreciem, să aducem un gând bun către aceste inițiative. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru cele transmise și vă dorim mult succes în tot ceea ce doriți să întreprindeți prin această Lună pentru Viață. Și vă mulțumesc tare mult pentru invitație. Acestea au fost informațiile pentru această seară. Noi ne revedem și mâine de la aceeași oră. Până atunci, multă sănătate!